Bună, dragii mei! Bună, bună! Bine v-am găsit la un nou video! Astăzi sunt împreună cu Miha și Miriam, surorile mele, și suntem în fața gării din Arad, după cum puteți vedea, pentru că astăzi vom face o mică călătorie la... Oradea! Oradea, da! Unul dintre cele mai frumoase orașe din România, după cum știți. Și am zis, e aproape de noi, hai să mergem cu trenul, măcar pentru 2 zile la Oradea. Și bineînțeles că nu puteam să nu vă iau cu mine. Miri, ești bucuroasă? Da. Miha? Da, bate soarele în ochi. Bate soarele în ochi. Deci, haideți cu noi la Oradea, o să vă arătăm drumul și hotelul unde ne cazăm, bineînțeles. Avem parte de o zi frumoasă, o zi însorită, mulțumim lui Dumnezeu pentru asta și... sunt foarte, foarte fericită pentru că merg cu surorile mele. Asta e cea mai mare bucurie. Haideți cu noi! Haideți! Haideți la Oradea! Ia priviți ce frumos arată gara din Arad. A fost complet renovată acum, nu știu, 3-4 ani de zile. Și o să intrăm în gară să luăm trenul. Haideți cu noi! Ia priviți, am intrat în gară. Așa arată gara din Arad. E destul de ok. Mergem să ne luăm apă. Avem nevoie de apă. Frumoșii mei, vă mai arăt pe aici gara. Chiar mă bucur să știți că putem să mergem toate trei împreună. Acum o să urcăm, dragii mei, ca să mergem spre peron. Peronul 5 este numărul nostru, spre Oradea. Priviți, am ajuns și pe peron, după cum puteți vedea. Probabil că acesta e și trenul. Să vedem. Urcăm în tren. Priviți, suntem în tren, am rămas doar noi, mai era ceva lume, dar au plecat pe rând. Miri, cum te simți? Bine, ești obosită? Miriam a venit direct după școală cu noi și e un pic obosită, dar ești bucuroasă că mergi cu surorile tale? Te iubim, bebeluș. Tu, Miha, îți place cu trenul în România? Da, dragii mei. Suntem singuri, vedeți? Ce ai zis? Că nu te auzi. E un pic cam lung, da. Cam lung, face mult, da. Gândiți-vă, bine, am luat regionalul, dar de la Arad până la Oradea facem 3 ore, nu? 3 ore și ceva. Deci da, e destul de lung. Ai important e să ajungem cu bine. Nu, Miri? Păi, ce drăguță-i Miri! Toată lumea zice că Miha seamănă cu Miri. Oare e adevărat? Scrieți și voi în comentarii. Dai să mă arăt și pe mine. Vă vedeți și pe mine. Eu cu cine seamăn? Cu Miri sau cu Miha? Scrieți în comentarii, da?
cu nimeni. Mie îmi zice lumea că seamăn cu mami, dar mie nu mi se pare, eu știu. Numai pentru că-s mai pufoasă. Dar așa la trăsături, nu cred. Oricum, voi vă pricepeți mai bine, așa că vă rog să-mi scrieți în comentarii și sperăm să vă facă plăcere călătoria împreună cu noi, cu trenul. O să vă mai filmez un pic și pe geam, drumul și așa mai departe. Bineînțeles că o să vă filmez acolo la hotel, hotelul, camera de hotel pe care am rezervat-o. Și în următoarele zile vă iau cu noi, așa că sper să vă placă. Chiar îmi era dor să mai fac vloguri din astea de călătorie, ca să zic așa. Și uite, cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar dacă nu mergem noi, cine știe unde, departe, da, e ok. Am mai fost la Oradea, după cum unii dintre voi știți, dar am zis că e aproape, e drăguț și să mai mergem. Așa că haideți cu noi! Ce credeți? Am ajuns. Acum o să așteptăm Boltul și o să mergem spre hotel. Și bineînțeles că acolo să vă arătăm hotelul, camera și așa mai departe. Miri, ești bucuroasă? Da. Miha? Da, uite. Haideți, așteptăm taxiul și mergem spre hotel. Foarte mic și bine, nici ala parc și ala a fost vândut. Acum știu că l-am dat cum a lucrat. Da, da. Nu știu care, dar am înțeles că au fost niște manevre. Da. Check-in-ul și acum mergem la cameră. Ia arată, Miri, ce ai primit. A primit cookie, prăjiturele. Da, o să mergem în cameră să vă arătăm camera. Da. Sperăm că ne vom bucura de ședere. Priviți, am intrat în lift. O să avem priveliștea asta pe Criș, Miri. Exact despre ce vorbeam. Și aici o să fie apusă. Noi suntem în lift momentan, dragii mei, să vă arăt. Nu, Miri, îți place? Ia priviți fața lui Miriam. Așa e priveliștea din lift.
Acum căutăm camera. Asta este camera și vom intra. Ia să vedem. Să prindem lumina. Este mare, destul de mare. Două paturi. O, ăsta e mare, patul ăsta cel puțin. Mia. Tu știi, dacă vrei să o schimbi, poți să o schimbi. Asta e baia. Nu e o cameră foarte mare, foarte spațioasă, dar e ok. Am decis să o luăm pentru vedere mai mult, care are vedere bună. Aici are un dulap. Aici mai are un birou. Mili deja s-a așezat și a pus geanta. Avem două paturi. Și mai avem un scaun cu șezut pentru picioare, o lampă, televizor. Și pentru vedere am spus că păstrăm camera asta, că normal am rezervat o cameră cu pat mai mare și cu balcon, dar avea vedere la ceva parc. Aceasta are vedere la apă și am zis că e mai ok. Am venit și să luăm cina. Am venit să luăm și cina. Aici e restaurantul. Aici, dacă mai putem pune un scaun. Dragii mei, am venit la restaurant. Cam asta e view-ul de afară. Și meniul, bineînțeles. Miriam deja își alege. Să vă arăt și eu meniul. Am hotărât să luăm cina în seara asta la hotel, pentru că e târziu și suntem puțin obosiți. Am zis că nu o să mai ieșim, așa că o să luăm cina la hotel. Samosa. Ai văzut, Miha? Supe și ciorbă. Nu știu că n-am ajuns acolo, că nu știu cum e deja la ultima parte. La rapaste vă arăt meniul. Sper să vă facă plăcere. Gulaș, are gulaș, vrei gulaș? M-am gândit și eu la supă de gulaș. Știi că e faină, nu? Prețurile sunt acceptabile, sincer. La prima vedere nu e nimic exagerat. Îți place carbonara? Am găsit creveți. Ragu de fructele mari. Așa. O să ne hotărâm, eu doar vă arăt. Uite, Kids Corner. Miri, dă la pagina cu Kids Corner, te rog, să vezi pentru copii special. Unde e Kids? Mai în spate, iubita. Da, nu, mai. Ai dat de ea. Deci, dragii mei, o să ne hotărâm, să vedem ce ne luăm de mâncare, după care revenim. Am ales acesta, tentacule de caracatiță. Ce ai zis, Miriam? Nu știu. Și să vedem ce-și aleg și surorile mele, bineînțeles. Ne mai hotărâm. Eu m-am hotărât. Până la urmă o să vină și băuturile. Nuggets, vrei? Mi-am comandat o limonadă cu fructe pastei și nuggets cu cartofi. Dar nu te auzi, Vita. Așa încet spui. O limonadă cu fructe pastei și nuggets cu cartofi prăjiți. Și tu, Miha, ce ți-ai comandat? Mi-am luat colete de berbecuț cu ceva cartofi. Super! Eu mi-am luat caracatiță, ați văzut, cu hummus și salată. Așteptăm să vină băuturile. Fiți, dragii mei, a venit și băutura, cam așa arată. Așa arată băutura mea. Alu Miri, hai să vedem, Miri. Aia nu, aia e uscată. Lasă-mă, poi, da?
limonadă cu fructul pasiunii, Miri? Și Miha, apă. Bun. Deci așa arată băutura noastră, o să vină și mâncarea în curând. Al meu este cocktail pina colada, dar fără alcool, dragii mei, să nu vă speriați. Virgin colada, mă scuzați. Hai să-l și gustăm. Hai să-l și gustăm, da? Gustăm. E bun și așa răcoritor, dulce, acrișor, super bun. De unde are atâta? Miri, a tău e bună? Ai gustat? E acrișor, e foarte bun. Miha, apa ta e bună? Minunată. Cea mai sănătoasă, nu? Păi, am luat carne, nu vreau sucul dulce. Eu am vrut ceva răcoritor și ăsta e perfect, dragii mei. Tău e dulce. E acrișor. Dulce acrișor, foarte bun. Amestecă. O să vă arătăm și mâncarea de asta, stați aproape. Care lui Miri a venit. Nuggets, cartofi și ketchup, nu? Hai gustă, Miri, să vedem dacă îți place, iubita. A noastră încă n-a venit, mai avem de așteptat. Ce drăguț ești. Bun? Încearcă nuggetul. Fierbinte? Da, e foarte fierbinte, mai trebuie să-mi arată așa. Stai să tai nuggets. Nu tai. Uite. Wow. Uite. Bravo. Vezi? Gustă-l. Bun? Așteptăm să vină și mâncarea noastră. Poftă bună, Miriam! Priviți, dragii mei, într-un final a venit și mâncarea. Caracatiță cu hummus și salată. Așa arată. Arată bine. Scrieți-mi în comentarii părerea voastră. Pare fragedă, făcută bine. Este o porție mare. Și asta este alumina. Berbecuți cu cartofi copți. Și arată mâncarea ei. Bineînțeles că o să și gustăm, să vedem. Hai să vedem, Miha, gustă tu prima. Hai să vedem. Arată carnea, este bine făcută? Super. Făcută super, super, super. Să vedem și gustul. Cum e? Bun? Da. Să gust și eu. Să gustăm caracatița. Arată cam așa. Și o să și gustăm. Un pic cam tare. După gustul meu. Dar așa ca și gust e bună. Și humusul. Se putea și mai bine, sincer. Dragii mei, noi am cam terminat aici. Miri, ți-a plăcut? E bun. Și salata ta e bună. A fost ok. Nu la fel de bună pe cum ne așteptam, dar na, de foame. Sperăm că v-a plăcut. Acesta a fost videoul nostru. Dragii mei, aceasta a fost ziua noastră, ca să zic așa. De fapt, seara noastră, pentru că am ajuns destul de târziu aici în Oradea. Acum ne-am făcut în duș, ne-am pus în pat și o să venim mâine cu un nou videoclip. Sper că v-a plăcut, lăsați părerea dumneavoastră în comentarii, apăsați butonul de like, abonați-vă la acest canal dacă încă nu ați făcut-o și bineînțeles că ne vedem data viitoare la un nou video. Eu vă pup și vă mulțumesc din suflet că ne-ați fost alături. Noi suntem puțin obosite acum, așa că o să ne punem la nani. Vă pup și vă spun noapte bună și vouă, pupici, la revedere, pa, pa, bye!